ales bucățica asta pentru că mi s-a întâmplat și mie. Am avut aceeași discuție cu unul, cu un bunică. Când m-am făcut actor. În fine, m-am făcut eu. M-am făcut alții. Când am mers la mormântarea tatălui meu, am refuzat să merg cu mașina familiei. La mormânt aproape zâmbeam când proparii au lăsat coșciugul în groapă. Fiecare are grijă de el însuși, mi-a spus. Nu am de ce să plâng, e o prostie moartea asta. Lacrimile mele erau pentru altcineva. Nu știu sigur pentru cine anume. Soara mea s-a măritat 2 săptămâni mai târziu. La masă, bunicul Ezra, care avea aceeași mustață și ținea chioșcul de dulciuri de lângă stadion, s-a ridicat pentru un discurs. Dorea să o felicite pe sora mea, dar, de fapt, a sfârșit vorbind despre fiul lui care murise. N-a putut termina și s-a așezat. Toată lumea privea. Când mama mi-a spus că e bolnav, m-am dus să-l vizitez. Înainte de moarte, bunicul, ca pe vremuri, îmi dădea gumă și dulciuri la chioșcul lui. M-a întrebat ce vreau să mă fac. Scriitor, i-am zis. Bătrânul a continuat să tușească. Ce aia? M-a întrebat fărcăind greoi din pat. Nu sunt doar eu motivul pentru care e dezamăgit, i-am zis. Toate rudele erau mânioase pe mine. De ce nu am putut să spun că vreau să mă fac doctor sau inginer ceva ce bunicul ar fi putut să înțeleagă? Nu un pierd de vară care își lasă familia să moară de foame. Mulțumim! Dincolo de